Turiștii care și-au programat vacanțele după mijlocul lunii august fac economii serioase. Prețurile au început să scadă semnificativ pe litoral. Cu toate că gradele din termometre cresc, tarifele de cazare au scăzut și cu 25%. A doua jumătate a lunii august aduce cu ea o scădere semnificativă a prețurilor de cazare de pe litoralul românesc. Hotelierii au făcut primele ajustări de tarife, iar prețurile scad indiferent de numărul stelelor hotelurilor. Dacă în vârful sezonului un hotel de 4 stele oferă cameră la prețuri începând cu 450 de lei până la 1000 de lei pe noapte, acum turiștii care vor ajunge la mare vor plăti între 360 de lei și 800 de lei pe noapte. Pe de altă parte, de la 1 septembrie începe programul Litoralul pentru toți, când prețurile vor scădea cu 50% față de tarifele din vârful sezonului.